Bun găsit! Sunt profesor Mândrița Baias și vom vorbi astăzi despre presiunea hidrostatică. Vom da definiția presiunii, unități de măsură pe care le cunoaștem și corespondența între ele, instrumentele cu care se măsoară presiunea, ce tipuri de presiune cunoaștem și ne vom referi în special la presiunea atmosferică și la presiunea hidrostatică. Care sunt factorii de care depinde presiunea hidrostatică? Are vreo importanță la ce adâncime măsurăm presiunea hidrostatică? În imaginea aceasta vedem un vas în care avem apă la un anumit nivel. Nu avem presiune atmosferică. În vas se găsește un lichid cu densitatea 1143 kg pe metru cub, iar accelerația gravitațională este 12,9 metri pe secundă la pătrat. Introducând capsula manometrică în interiorul lichidului, având de data aceasta apă și accelerația gravitațională 9,8 metri pe secundă la pătrat, observăm că presiunea, indicația manometrului, este 9828 kilopascali. În felul acesta putem determina adâncimea la care am măsurat presiunea, știind, bineînțeles, formula presiunii hidrostatice. În interiorul lichidului, mai în adâncime, observăm că presiunea crește. Avem același lichid, aceleași condiții. Presiunea atmosferică influențează presiunea hidrostatică. De data aceasta, avem presiunea atmosferică. Indicația manometrului este 101.336 kilopascali. Lichidul din vas este apă, iar accelerația gravitațională 9,8 metri pe secundă la pătrat. Introducând manometrul în lichid, observăm că presiunea devine 111.359, ceea ce înseamnă că presiunea atmosferică s-a adunat cu presiunea creată de coloana de lichid de deasupra. În interiorul lichidului, la o adâncime mai mare, presiunea este 179.514 kilopascali. Accelerația gravitațională de la aceasta are valoare diferită. Contează în ce lichid facem măsurătorile? Avem presiune atmosferică, avem un lichid cu densitatea 1200 kg pe metru cub și o accelerație gravitațională de 10 metri pe secundă la pătrat. În interiorul lichidului observăm că presiunea devine 109.158 kilopascali. Putem să calculăm adâncimea la care am măsurat această presiune. Avem același lichid, aceeași accelerație gravitațională, dar undeva mai în adâncime, presiunea este 116.532 kilopascali. Observăm că presiunea crește cu cât capsula manometrică coboară în interiorul lichidului. Succes în descifrarea tainelor hidrostaticii!